Domnule Ciucu, scenă șocantă au avut loc luni în Parlamentul României. Virgil Popescu, ministru al energiei, a fost bruscat, practic, de copreședintele AUR, de domnul George Simion, chiar în Parlament, repet, în timp ce ministrul își susținea discursul. Eu vă spun, de 8 ani de când fac presă, nu am văzut așa ceva. Cum de s-a ajuns aici, domnule Ciucu? Cum vă explicați ceea ce am văzut cu toții luni în Parlamentul României? Este că se poate declara că viața politică românească s-a degradat semnificativ odată cu intrarea în Parlament unor astfel de personaje și cu venirea pe scena politică a unui partid extremist. Astfel de comportamente, din punctul meu de vedere, sunt inacceptabile, dar din păcate mă aștept să se repete. Pentru că acest partid extremist nu se dă înlături nici de la violența fizică, după cum ați văzut. Este o caracteristică a partidelor extremiste să încerce să intimideze diferiți decidenți politici, inclusiv prin astfel de mijloace. Reprezintă un pericol pentru democrația din România? Cu siguranță. Aceste partide extremiste reprezintă un pericol pentru democrația din România și sunt lipsite, în afară de lozincele, sunt lipsite de conținut. N-au nimic concret de spus. Doar lozinci și acuze de foarte multe ori false. Mă gândesc și mă întreb în același timp, oare, nu știu, n-ar trebui făcut un control psihologic? Acum la modul cel mai serios, atunci când sunt votați și apoi, mă rog, înainte să-și ia mandatul în Parlament? Nu ar fi foarte democratic, ar putea să existe chiar abuzuri, este extrem de greu să spui cine este potrivit din vedere psihologic să fie sau să nu fie în Parlament sau pe poziție de conducere. În democrație sunt extrem de greu de introdus astfel de măsuri și la un moment dat ele pot deveni ele însele abuzive în mâna cuiva să oprești o carieră politică. Ceea ce trebuie să facem este ca să expunem extremismul, să expunem inadecvarea, să expunem și să condamnăm public astfel de gesturi. Indiferent și prin de sancțiuni ar trebui, mă gândesc, poate ar trebui niște sancțiuni mai dure. Da, ar trebui sancțiuni mai dure ale unor instituții ale statului, dar sancțiuni din partea oamenilor, din partea votanților. Și cu această cale vreau ca să spun că inclusiv la mine în partid au fost anumite derapaje, dacă nu ce-mi aminte de curând, din partea unor membri care s-au exprimat violent, dar nu au recurs la violență și pe acestea le condamnă. Adică orice astfel de gest, evident cel fizic este cu atât mai reprobabil, dar nici gesturile de intimidare verbală la adresa unor concurenți politici nu cred că au ce să caute în peisajul politic românesc. La ce vă referiți? Au fost prin țară, personaje minore, nu important. În PNL? Da, au fost, să vă dați seama, sunt mii și mii de membri. Personaje minore pe scena politică, dar totuși au fost niște scandaluri și nu trebuie să încurajăm acest tip de comportament. E păcat că totuși apar la televizor astfel de cazuri și copiii, da, văd ceea ce astfel de lucruri se promovează, le vedeam chiar în Parlamentul României. Da, le vedeam prin Africa subsahariană, exact, prin Asia Centrală, nu le vedeam în Europa. Nu trebuie să fie trecute cu vederea și trebuie să fie, am spus, sancționate, dar în special de oameni.